Un bărbat din Târna Mare a fost prins în flagrant de către polițiști în timp ce primea suma de 1000 de euro de la o persoană în schimbul retragerii unor plângeri. Iar polițiștii sătmăreni l-au prins în flagrant pe bărbatul de 51 de ani din Târna Mare în timp ce primea suma de 1000 de euro de la un medic din cadrul Spitalului Județean în schimbul retragerii mai multor sesizări depuse împotriva acestuia ca urmare a unei intervenții medicale efectuate în cursul lunii ianuarie. Bărbatul în cauză este cercetat în stare de reținere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.